Veselă, utilaje pentru construcții și electrocasnice. Asta a reușit să fure un tânăr dintr-un depozit din Chișinău, unde proprietarii și-au lăsat lucrurile pentru a face reparații în casă. Totul s-ar fi întâmplat în data de 28 august într-un depozit de pe strada Burebista din sectorul botanic al capitalei. Când și-a dat seama că i-au dispărut lucrurile, proprietarul, în vârstă de 31 de ani, a chemat poliția. Acesta ar fi declarat că i-a dispărut toată tehnica de uz casnic, veselea, dar și alte bunuri, în valoare de peste 17.000 de lei. La fața locului, oamenii legii au constatat că hoțul ar fi forțat unul dintre geamuri pentru a pătrunde în interior, după care a furat lucrurile și a dispărut. La scurt timp, forțele de ordine l-au reținut pe suspect, un tânăr de 26 de ani, locuitor al capitalei. Am stras niște lucruri. De unde anume ai stras? De pe ce adresă? Un aspirator. Ce-i cum? Acte, o doamnă. Potrivit poliției, o parte din lucrurile furate au fost depistate acasă la suspect și întoarse proprietarului. Acum, suspectul este cercetat în libertate pentru furt și riscă până la 4 ani de pușcărie. Totodată, forțele de ordine verifică dacă suspectul, care a mai fost judecat pentru furturi, a fost implicat și în alte cazuri similare.